Joi 14 iulie, în jurul orei 17:40, pe drumul național 15E578, la ieșire din localitatea Reghin, a avut loc un grav accident de circulație pe fondul circulației pe sensul opus de mers. Traficul a fost întrerupt mai bine de 2 ore, iar coloana de mașini depășea 3 km pe ambele sensuri de mers. Mai bine de 2 ore, circulația dinspre municipiul Reghin spre Bistrița a fost întreruptă la ieșire dinspre orașul Viorilor și asta din cauza unui accident care a avut loc, precum vedeți în spatele meu, în două autoturisme s-au ciocnit frontal. Se pare că mașina din spatele meu de culoare albă circula regulamentar pe sensul de mers dinspre Reghin înspre Bistrița, în schimb de cealaltă parte a drumului venea o mașină de culoare închisă, unde șoferița se pare că, din cauze încă necunoscute, a intrat pe contrasens. Se pot vedea în spatele meu și urmele de frânare. Din accident a rezultat, se pare, potrivit primelor indicații, potrivit primelor informații ale martorilor, a rezultat rănirea gravă a șoferiței care venea dinspre Bistrița. Ce vă amintiți? Cum s-a întâmplat? Deci veneam de la muncă să mergem spre Bistrița acasă și vine o domnișoară de la Bistrița încoace spre Reghin și la un moment dat din fața noastră, la vreo 60-70 de metri, o venit pe cealaltă altă parte, față în față cu noi. Și noi am început să frânăm când am văzut care e treaba, am pus mâna în boș, dintr-o dată, deci era numărătarea 1-2 și era noi, s-a băgat direct în noi și intra frontal. Avea viteză din câte se vede? Normal că avea viteză. Deci când am văzut în fața noastră că a trecut pe partea cealaltă, deci am crezut că e vreo șmecherie, o manevră ceva și s-a băgat direct frontal. Deci când am închis ochii și era și băgată noi. Deci nu am mai putut ieși din mașină, pe geam am ieșit din mașină și am fugit la mașină, la dânsa, să văd care e treaba cu ea. Ea m-a mutat pe banchetă. Dumneavoastră ați fost pasager în dreapta. Șoferul cum se simte? Șoferul e la spital, nu știu nimic, e lovit la piept, s-a dat cu pieptul de volan. L-a transportat la Reghin, la spital. O tânără de 32 de ani din localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud, cu autoturismul pe fondul circulației pe sensul opus de mers, a intrat în coliziune frontală cu autoutilitara condusă de un bărbat de 38 de ani din Bistrița. În urma accidentului, tânăra de 32 de ani a fost rănită grav, iar conducătorul autoutilitarei și alți doi pasageri din aceasta, respectiv un bărbat de 59 de ani din Bistrița și un tânăr de 30 de ani din Petriș, județul Bistrița-Năsăud, au fost răniți ușor. Joi 14 iulie, este ora 19:40. Circulația începe să fie degajată de către polițiștii de la serviciul rutier. Asta după ce mai bine de 2 ore mașinile au rămas practic blocate în trafic într-o coloană care a depășit 3 km, cel puțin înspre municipiul Reghin. Accidentul a avut loc în jurul orei 17:30. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.